Autoritățile sanitar-veterinare trag un serios semnal de alarmă pentru gospodinele care vor să ofere familiei fructe proaspete de primăvară. În urma verificărilor și analizelor de laborator, s-a constatat o creștere cu mult peste normele admise a pesticidelor la caisele și nectarinele importate din Turcia. Verificările s-au făcut pe un lot de 250 kg caise și peste 2 tone de nectarine și la ambele s-a constatat că nivelul rezidurilor de substanțe chimice folosite în combaterea dăunătorilor este în mod semnificativ crescut. Testele s-au făcut în urma unor controle de rutină efectuate la punctele de trecere a frontierei. Potrivit specialiștilor din sănătate, depășirea limitelor admise de fungicide nu produce efecte toxice în cazul unui consum imediat, dar afectează sănătatea în urma unui consum îndelungat al produselor contaminate.